Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara face controle la fermele de păsări, după ce a fost informată de Comisia Europeană de confirmarea mai multor focare de gripă aviară în Germania, Olanda și Marea Britanie. S-a dispus în scop preventiv intensificarea la nivel național a monitorizării stării de sănătate a efectivelor de păsări și a controlelor privind aplicarea cerințelor de biosecuritate în fermele de păsări. S-a luat decizia de a se efectua controle în unitățile de creștere a găinilor, implicit a puiilor de carne sau găinilor rotoare, pentru verificarea măsurilor de biosecuritate, a creșterii gradului de biosecuritate a unităților respective, ținând cont de faptul că în România nu s-a mai depistat influența aviară din anul 2006. Deci noi suntem în momentul de față liberi. Dar pentru a preveni apariția acestor focare, s-a luat măsura efectuării unor controle pentru verificarea biosecurității în fermele de creștere a respectivelor păsări. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare spun că oamenii nu trebuie să se sperie, cel puțin deocamdată. Nu este nicio problemă la nivelul țării. În momentul de față avem îngămintea ca orice suspiciune sau caz care se pare proprietarul de animale să fie atipic, să anunțe medicul veterinar, să anunțe Direcția Sanitar Veterinară. Ce părere au oamenii despre gripa aviară, având în vedere că există un precedent? Nu știu ce să vă spun. Sigur că virusii vin de undeva, nu sunt de aici, dar pe ce cale și cum se poate stopa asta, nu știu, specialiștii trebuie să vă spună. Nu prea cred. De ce spuneți asta? Păi eu știu, nu știu, poate sunt și niște interese, nu știu. Cred că nu. Pentru a fi oprit importul, exportul? Exact. Prea mult aducem de la alții. Usturoi din China, când noi avem terenul nelucrate. Ce părere am despre gripa aviară? Ce părere să am? Sunt interese. Da, nu, nicio gripă nu este. Deci sunt interese astea. Nu e nimic adevărat. Totul e minciună. În 2006 a mai fost iarăși... Nicio gripă nu a fost nici atunci. Și-au bătut joc de munca oamenilor. După ce că sunt săraci și amărâți, le-au mai și omor de animalele. Da. Noi de proști ce suntem și de puturoși românii, suntem atât de săraci. În cazul în care vor fi depistate cazuri de păsări care vor fi afectate de gripa aviară, iar acestea vor fi sacrificate, statul va despăgubi proprietarii, la fel ca și în anul 2006.